O problemă de sănătate frecvent întâlnită la copiii cu vârsta sub 5 ani o reprezintă otitele. Durerea la nivelul urechii și febra fac parte dintre simptomele clare ale otitei, boală care apare întotdeauna după un puseu de secreții nazale. Incorect sau insuficient curățate, secrețiile nazale sau mucii declanșează otita, iar aceasta se poate manifesta sub diferite forme. Otitele medii acute sau cronice fac parte din patologia foarte frecventă a copilului mic din colectivitate sau preșcolar și școlarul mic, foarte frecvent întâlnite. Din literatură toți știm că cel puțin 80%, deci marea majoritate a copiilor, fac un puseu de otită medie acută până la vârsta de 5 ani. Deci suntem avertizați cu frecvența acestei patologii și ce vrem să avertizăm sunt primele semne care trebuie să ne atragă atenția și mai ales ceea ce ar putea să facă părinții la domiciliu până ajung la primul punct de prim ajutor, medicul de familie sau medicul specialist. Deci otita medie acută, că este catarală, că este seroasă, care este mai puțin dramatică, deci ne referim la cea catarală, se caracterizează prin durere pe care o localizează copilul la nivelul urechiușii. Deci cei care pot să vorbească și spun mama, mă doare urechea, sau se trezesc noaptea din somn cu acel țipăt și se zvârcolesc și își freacă urechiușa. Un croșet febril care poate fi mai mare sau mai mic, totdeauna după un puseu de muculeți, deci după o rinită, deci avertisment mare când avem secrețiile nazale care pot fi mai clare sau mai puțin clare, colorate, galben-verzui, să avem grijă de toaleta nasului, care poate fi făcută foarte simplu la bebeluș cu batista bebelușului, aparatul de aerosol care să ne moaie secrețiile, sau la copilul care a învățat suflatul nasului să fie practicat constant, regulat și mult mai frecvent în perioadele în care ei au patologia acută nazală. Deci prima concluzie este că o patologie otică la copil este consecința unei patologii, marea majoritate, nazale. Deci avertisment, când avem secreții nazale, să fim atenți la urechiușă, să nu facem. Cum? Având grijă de acele secreții nazale. Tratamentul care se impune pe lângă igiena locală sunt antiinflamatoriile, deci să scădem croșetul febril, inflamația. Dacă este o componentă alergică și foarte frecvent sunt și începe primăvara și puseele care sunt rinitele alergice cu consecința de otită seroasă cronică la copiii mai mărișori, antialergicele, dezinfectantele nazale care să dezobstrueze fosele nazale, mucolitic sub toate tipurile de forme să înmuiem acele secreții și doar și doar la indicația medicului. Și în special aș vrea să recomand și colegilor pediatri să trimită cazurile la orelist, pentru că nu neapărat că știm mai mult, avem cu ce să facem și putem să-i urmărim mai bine. Antibioticul doar la recomandarea medicului orelist. Tipurile de antibiotice sunt diverse, da, în funcție de culturi, dacă noi reușim să facem o timpanotomie, o paracenteză, deci să deschidem urechiușa dacă este o supurată, sau după tipurile, spectrele pe care le avem noi în funcție de epidemiologie. Mai ales cei care lucrăm în pediatrie, deci orele pediatrie, avem contact permanent cu unitățile sanitare și de laborator care ne spun cea mai frecventă floră. Deci ne adresăm conform statisticilor noastre. Deci ce pot să facă părinții este să cupeze durerea, pentru că durerea este mare. Deci au dreptul să facă, în funcție de kilogramele copilului, să administreze siropuri, supozitoarele sau tablete, dacă este un copil mai mare, de tipul aminofenazonei sau ibuprofenului, care sunt la îndemâna oricărui. Sigur, are fiecare într-o sa de urgență. Nu se întâmplă nimic. Dacă este un croșet febril mare și un copil care a avut antecedente de convulsii febrile, sunt mulți, neapărat împachetarea și desitimul aplicat să nu avem surpriza unei noi crize convulsive. Toaleta nasului, dacă el participă, da, și chiar peste noapte, dacă știe să folosească aparatul de aerosol, a mai avut problemele astea și a făcut greșeala peste noapte să se culce cu copilul cu secreții nazale, chiar peste noapte să pună aerosolul și un mucolitic să
dezobstrueze pe cât posibil fosele nazale și cei care cunosc manevra de valsalva și de desfundare a comunicării noastre dintre nas și ureche cauza patologiei otice să o practice fără secreții.